Și ia uitați ce minunății am eu aici. Bezele fără cuptor. Uitați, bezele fără cuptor. Să încercați și voi să faceți. Și dăm formă la aceste bezele cu acest dui. Unuiem. Le punem pe hârtie de copt și le lăsăm până a doua zi. Și a doua zi le dezlipim și le unim două câte două. Ne uitați cum arată. Vedeți? Delicio! Un deliciu! Sper să vă placă această rețetă. Bezele fără cuptor. Uitați ce bine arată. Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Vom avea nevoie de 120 de grame de albușuri, deci de la 3 am cântărit, de la 3 ouă din acele mari sau 4 mai mici. Deci 120 de grame, 50 de grame de zahăr pudră. Acestea două le vom bate. Și apoi vom mai avea nevoie de o linguriță de zeamă de lămâie și un vârf de cuțit de bicarbonat de amoniu. Dacă doar doriți puțin să dați o aromă de vanilie, de rom, puteți adăuga și arome aici în vas. Apoi vom face un sirop din 250 de grame de zahăr tos cu 80 de apă și vom pune apa fierbinte peste zahăr și apoi vom pune pe foc. Și acum să începem. Voi pune albușurile aici în vas și să ne apropiem și luăm albușurile și le punem în vasul nostru aici, vedeți? Hop. Și le-am pus în vas și acum vom lăsa în jos și vom începe să batem albușurile noastre. Vedeți, au început să se bată, s-au spumăit. Și acum vom adăuga zahărul nostru pudră, puțin câte puțin. Am să dau mai întâi puțin. În două reprize am să le dau și amestecăm. Și le adaug și pe celălalt care mi-a rămas. Și acum voi opri, voi ridica în sus și voi da zahărul pudră de pe pereții vasului. Așa. Luăm zahărul care s-a dus pe pereți și îl dăm aici în jos. Și acum mixăm. Și să facem siropul nostru cât se bate bine zahărul cu albușul. Vom pune zahărul pe foc împreună cu apa fierbinte. Vedeți? Apa fierbinte peste și deschidem focul. Și voi lua un vârf, pur și simplu un vârf de cuțit, puțin, puțin, puțin. Ia uitați, așa, foarte puțin. Și voi pune aici în vasul meu, cu puțină zeamă de lămâie. Clocotească, vom măsura temperatura cu un termometru.
120 și să mergem până la 124, 25, apoi 24. Ia uitați. Și am ajuns la 125 în firele. Așa. Am închis. Acum, peste bicarbonatul nostru de amoniu, voi pune puțină zeamă de lămâie, cam o lingură, o linguriță, și voi amesteca puțin, vedeți? Voi amesteca puțin și voi pune totul aici. Amestecăm bine. Ne apropiem de mixer, încet, încet, am să dau puțin de parte. Așa, ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și acum vom pune totul în încet, încet, așa ca un fir de ață. Și voi da încet, încet aici, aproape. Uitați albușul cum arată. Așa, ca un norișor trebuie să fie. Vedeți că nu cade de pe paletă. Așa. Și acum adăugăm siropul. Să vedem cum arată. Ia uitați! Uitați cum arată spumica noastră. Așa, vedeți? O lăsăm să se răcească puțin.